Dacă nu ați auzit până acum de un astfel de festival, să știți că există Festivalul Peștelui la prima ediție. Spuneți, vă rog, există un ghid pentru pescarii noștri? Anul acesta, Serviciul Piscicol, care este o subdiviziune a Ministerului Mediului, a elaborat și a tipărit 3.000 de exemplare Ghidul Pescarului, are denumirea Ghidul Pescarului, care este binevenit pentru pescari, pentru orice cetățean, pentru a cunoaște informație referitor la regulile de pescuit, despre activitatea Serviciului Piscicol, tipurile de permise. Anul acesta am realizat aproximativ 12.000 de permise. Domnul Artezan, aveți marea onoare ca piesa să fie interpretată pe Scărușul de Aur ca imnul acestui festival. Cum vă simțiți? Mă simt flatat. Această idee a venit la sfatul domnului Colac, care i-a sfătuit organizatorii acest festival să ia ca imn Peștișorul de Aur, cântecul meu, care era genericul emisiunii Peștișorul de Aur. Prin acest festival se cultivă dragostea față de mediul înconjurător, dragostea față de ploaie, de vânt, cultura de a pescui, de a ocroti peștele. Fie la mare sau la râu, în balte sau la lac, pescarul care-i bun pescar, mereu cu pește în sac. La Festivalul Peștelui ne învățăm a prinde corect pește cu Alexandru. Este o metodă anumită pentru a prinde pește? Da, și nu numai una, sunt mai multe metode care de bază la pescuit. În primul rând, când mergem la pescuit, trebuie să fim gata, știm la ce pescuit mergem. Mergem la repitor, mergem la peștele obișnuit. Undița, cât de importantă este? Mergem la repitor să prindem cu spinningul. Trebuie mai elastică, vârful mai moale, aruncatul mai departe să primească. Mergem pentru pescuit cu pluta mai lungă, cât mai ușoară să fie, fie comod, mă obosește. Crapul să prindem la greunță, la mai mult făinoasă. Carasul merge bine la râmă, la viermi. În rând trebuie să știm exact unde vrem să o aruncăm. În râurile noastre se găsesc circa 120 de specii de pești. Cei mai pescuiți sunt crapul, plătica, somnul și șalăul. La Nimoreni găsim nu doar pește, dar și țuică produsă chiar aici, în acest sat. Ce produse aveți dumneavoastră? Bună ziua! Avem din diferite fructe, adică cum ar fi prună, perse, caise, vișină, prăsadă, măr, gutui, cireașă. Este un produs natural, fără niciun fel de adaosuri. Cercetătorii au demonstrat că, în special, țuica de prună e foarte bună pentru digestie și stomac și se recomandă cât 30 de miligrame în fiecare zi. Deliciul festivalului, vedeta acestui eveniment, este zeama de pește. Vă rog, dar ce ingrediente fac zeama de pește mai bună? Cel mai bun, primul clar că e peștele, apoi măr groșele, ardei dulci, ceapa, fără ceapă nu se face nică, și burienele, da. Toate chestiile astea absolute, nici sare la zeama și sufletul. La Festivalul Peștelui la Nimoreni nu am putut rezista tentației să gustăm din bucatele din pește. Avem aici un macrou făcut la grătar și un păstrăv. Cât de gustos este, urmează să vedem. Așa o zi frumoasă și multă lume și artist bun. Totul e foarte bine. Un început e frumos. Vedem ce, cum vă parcurge mai departe, ce o să fie, cum o să desfășoare. Cam sărăcuți. Vă spun, e ceva care se ia amploare. Cred că la anul ăsta e mult mai bine. Interesant, neobișnuit, doar atât că cam slab organizat, probabil că ieri au fost multe ploi și de ce. Suntem ca prima dată la așa sărbătoare și suntem încântați. Mulțumim organizatorul. How is the festival? Do you like it? Yeah, it's nice. It's a nice way to experience Moldovan culture. It's
my first time here, so yeah, I feel like I can see a lot of the food and a lot of craftsmanship, and it's really nice here. Do you like the fish to eat? Yeah, I'm about to try it now. I'm just waiting to buy some, but yeah, I heard that it was very yummy, so I'm looking forward to it. La Festivalul Peștelui am învățat cum să prindem corect un pește, de unde să luăm abonamente pentru pescuit și cum să-l pregătim. Pentru cei care nu știu a pescui, au avut ocazia să-și cumpere unul direct de la eveniment. Echipa Made in Mede susține consumul produselor autohtone. Festivalul Peștelui, Mimoreni!